Bună, am aici o cutie mare de pe make-up, sper că o vedeți. Și am desfăcut doar asta așa și zic să procedem. O să scot hârtiile astea de aici. Am și o factură, pentru că ăștia nu pun factură, dar am zis să scriu eu aici ca să vă zic totuși prețurile, așa cât pot. Adică, cumva, atunci când am dat eu comanda, pentru că ei modifică prețurile, le măresc, le scad, depinde. Prima dată văd aici buretele astea de baie de la IDC Institute. Am vrut să-mi iau altul pentru că cel de la Top Choice s-a rupt după foarte puțin timp de folosire. S-a desfăcut tot așa, s-a desprins chestia asta din mijloc și am zis să iau unul mai scump. Fapt, nu e chiar mai scump, dar ăla era 2 lei și ceva care îl luam eu. Ăsta-i, stai să văd, burete, baie, 5 lei a fost, 4 lei 80, aproape 5 lei. Da, așa e mic, drăguț, albastru, este de la IDC Institute, cum v-am zis. Da, așa, mai departe. O să poșnesc. Au ambalat separat. Am un șampon, am luat 5 la număr. Acesta Shauma cu nu știu cu ce e, dar are 480 de mililitri și unul a fost 9,80 lei și am luat 5 bucăți ca să am acolo. Varianta asta e cea mai mare, cred. Au și 400 de mililitri, dar am să iau 480 pentru că e la același preț, să știți, doar că alegeți acolo varianta. Am asta așa cu ceva roz. Eu am încercat chiar și acum am baie unul desfăcut de la ei. Am vreo 4, dar nu de la ei. Am 4 desfăcute, așa că nu o să încep, nu o să le desfac să le miros până nu le termin pe alelalte. Mai departe. Mai am o perie de păr. Mi-am luat-o, pe asta am mai avut-o odată și mi-a plăcut foarte mult. Scrieți acolo pur și simplu perie moale de păr și vă dă pe asta, este 12 lei. Cred că atât am dat, perie păr, 12 lei 39. Da, a fost ok la preț, de la Top Choice, am mai avut-o odată. E timpul să o schimb pe a mea, am una de la Intervion, are capăt așa lopată, asta e din asta normală și da, am zis să o iau. E foarte faină, eu m-am înțeles cu ea, nu-mi zgârie scalpul, are chestiile astea foarte faine, moi, așa, chiar trebuia să o iau. Așa. Am un șampon din asta de la Achem, pe care eu l-am luat să-l folosesc pe post de gel de duș. L-am luat cu mușețel, are 1 litru și a fost, să văd, șampon Achem, 4,25 lei. Pentru 1 litru și chiar îmi place, adică l-am avut pe cel cu hamei. Și mi-a plăcut ca cel de duș, îmi plăcea mult mirosul și este așa, curăță foarte bine, nu este prea lichid și are o cantitate mare și de asta l-am luat. Eu mai folosesc așa șampoanele pe post de gel de duș, depinde. Mai departe, mi-am luat foarte multe absorbante, o să le las la urmă. Am luat încă un șampon, că văd că le-a ambalat separat și fac foarte mult zgomot. Pe lângă asta, adică au pus foarte multă hârtie. Am luat pe acesta cu plante, pe ăsta l-am mai avut. Îmi place mult, știu cum miroase. Curăță foarte bine părul, tot așa, 9,81 lei. 80, cred. Așa. Și aici cred că tot șamponul am. V-am zis că am luat multe șampoane, da. Și pe ăsta l-am mai avut cu cocos. Îmi place mult cum miroase. Astea de la Shauma îmi plac, curăță părul, eu chiar mă înțeleg cu ele. Și aici mai am unul cu portocale, l-am mai avut și pe ăsta, cu grefă, cred că apare aici, mă rog, cu ceva citrice, dar ăsta miroase cel mai bine dintre toate. Și mai este la cu, dar nu l-am acum, cu ceva mov, pentru, sau cu roșu, vișiniu, așa, pentru păr vopsișel, miroase foarte bine. Da, ăsta așa. Și aici. Aici încă unul. Seamănă cu... A, ăsta e ăla cu... Da, l-am văzut foarte lăudat. Seamănă cu ăsta, mă gândeam că-s la fel, dar vedeți? Sunt diferite. Deci astea două. Este ăsta verde. Ăsta portocaliu. Opa, o să le scap. Și ăsta maro. Sunt 5 și o să mă țină o eternitate.
Așa, ce mai am aici? Opa. A, mi-am luat o pastă de dinți de la Elcos. Produsele astea se găsesc și în Edeka. Stai să văd cât am dat. Pastă de dinți. 4 lei și 17 bănuți. Da, arată așa. Are 125 de ml și am zis să mai încerc și altceva. Eu le folosesc tot pe ale de la Lidl, de la Dentalux. Și am zis să mai încerc și altceva. Mai am un burețel de la Dermacol. L-am găsit la ofertă și trebuia să-l iau pentru că eu am o experiență foarte proastă. Adică tot de câteva, nu știu, cu câțiva bureței tot am nimerit prost. Și ăsta a fost burete machiaj 15,54 lei. L-am văzut și la 22. Și promite că e foarte bun. Am văzut acolo review-uri, da, vai și faineje moale. O, chiar ăsta era burețelul ideal pe care voiam să-l primesc și, adică, să-l cumpăr și să ajung așa moale să fie. Da, abia aștept să-l folosesc. Nu o să-l folosesc încă. Mai am din ăla, adică îl folosesc pe cel de la ceva, dar nu mai știu cum se cheamă. Nu mai știu, dar... Tot așa, Intervion, ca perea, dar mai am unul acum. Ceva cu D, dar tot așa cu D, nu mai știu. Așa, mi-am recumpărat această pudră de la Virtual. O am și acum, nu o desfac pe asta. Stați că am luat-o în clipul trecut și am dat 6,50 lei. Acum tot 6,50 lei a fost. Asta e aia ce o am eu. Este, cumva am folosit și nu se mai vede floriceca, modelul. Este așa transparentă, este mată, pentru 6 lei chiar își face foarte bine treaba și am început să-mi placă astea compacte. Acum în ultimul timp are 8 grame și are 2 ani de la deschidere. Ca idee mi-am mai luat una pentru că îmi place mult asta și am să am rezervă. Și acum mai am tot ce este în cutie, sunt absorbante, cred că am înnebunit, dar asta e ceva ce nu știu. Trebuie mereu și nu stric acolo un mic stoculeț. Încep cu, nu știu cu care, cred că cu astea. Cred că au fost 4 lei bucata, astea în magazin s-au făcut 7 la noi și dacă... Și am luat și data trecută, în holul trecut, de la ei, din comandă trecută și am zis să mai iau două. Stai să văd care, astea verde, da, 4 lei a fost. Așa, am luat două bucăți, am dat 8 lei pe... două și cu 7 lei luam 1 aici la noi, adică la noi și la Profi și la supermarketuri, peste tot au scumpit absorbantele, părerea mea. Am luat astea de la Bella, tot de la Bella, mie îmi plac. Hai să văd cât a fost astea. 20 de bucăți. Bella Maxis astea? Nu, sunt normal. Bella Air. Stai un pic că m-am încurcat. Astea sunt Maxi. Astea au fost 3,50 lei ceva. Am luat două bucăți, deci 3,50 lei, 10 bucăți, ca să știți. Și cu 6 lei am luat două bucăți. Adică 20 de bucăți, înțelegeți voi. Și astea la alte, hai să văd cum mi-am trecut eu, Bella Air, dar nu știu ce am trecut Air. Ba da, uite, scrie aici, dar nu știu de ce am scris așa, așa mi-apare pe site. Au fost 4,90 lei, astea 5 lei și au 20 de bucăți. Par din astea, nu știu, o să văd eu cum îs. Da, și mai am astea, le-am văzut acolo noi, de la Cashmir. Eu de la Cashmir Beauty mai am dischetele lor de machiante și îmi plac mult. Am avut bețișoarele lor și șervețelele pentru ten și mi-a plăcut foarte mult. Și astea au fost 2 lei și... Stai să văd... 2,97 lei. 3 lei aproape. Asta e și factura mea, care am făcut-o eu, mă rog. Și da, le-am luat. Au fost, cumva aveau și pe verde, mai multe culori, dar am zis să iau astea. Așa cu cele mai multe picături, adică gradul, mă rog. Cred că înțelegeți voi. Da, cam astea au fost. V-am zis, am luat foarte multe absorbante, da. O să închid aici video, o să mai filmez o comandă de pe Sensei, trebuie să-mi vină. Și o să mai filmez, adică mai am o carte, trebuie să-mi vină și aia, o să mai filmez câte ceva mai încolo. Dar cam astea au fost, le pun apoi aici în cutie. Opa! S-a dus și filmarea mea.